E un proiect la care eu am răspuns da din prima secundă, când m-a sunat Chris și mi-a explicat ce dorește să facă. Un proiect extraordinar. Discutând cu ea, am intrat și eu în fiebra acestui proiect, pentru că proiectul este, cred că e unic în lumea asta, e unic și la noi. E prima dată când aude o ambiție atât de puternică ca să creezi un teatru privat, un teatru care să reprezinte o comunitate, practic. Pentru că așa cred că vrea să ajungă acest teatru la Cris. Eu mi-am propus să îmi cumpăr un scaun, să particip și eu la acest proiect. Probabil că un scaun care să mă reprezinte acolo, pentru că pentru mine teatrul a însemnat foarte mult la viața mea. Am trăit momente spectaculoase din teatru și momente chiar dificile a teatrului, când nu prea venea lumea și erau sălile goale. Mie îmi făcea plăcere să mă duc și să fiu alături de oameni deosebiți a teatrului nostru. Povestea mea e simplă, pentru că eu unul mă gândesc că ceea ce te pricep să faci, trebuie să faci, și atunci m-am gândit exact la ce am făcut eu la viața mea cel mai mult, adică sportul de performanță, iar pe acest ou vreau să apară exact performanțele mele de-a lungul celor 5 olimpiade. Eu inițial ziceam să fie așa cele 5 sau câte 7 erau. Așa, dar cum ai scos tu, ai scos perfect treaba. Pentru că ai aici imaginea campionului. Da, e ca un olimpiadă, da, nu e lipsită, da, aici flacăra olimpiadă. E simbolist. Simbolist, că fără urmează, se poate, că se aprinde și se stinge, da, se deschide și se închide olimpiadă. E închis, deschis, e întuneric, e lumină. Da, da. Deci e relația asta între închis și deschis, între întuneric și lumină, de sus și jos. Și următoarea va fi partea cealaltă a medaliei, partea pe care va fi pe partea opusă, și relația dintre cele două față verso va fi cu simbolistica Moscovei, sau cum se zice, cercurile și verticala care se reia.